Aici avem niște pruni care au vegetat anul acesta foarte puternic, pentru că la bază a fost mulci de iarbă cosită verde. Prin descompunere acesta a eliberat mult azot. Azotul a favorizat creșterile acestea puternice. Pentru a-l determina să intre în rod, fiind în anul 3 de viață, anul următor este anul 4, o să-i facem la bază niște crestături cu fierăstrăul. Și pe o jumătate din circumferința lui am să-i fac o crestătură care va intra doar până la partea albă de cambiu. În felul acesta pomul primește semnalul că trebuie să intre în rod, pentru că ceva s-a întâmplat cu el. Mergem și la următorul să-i facem la fel. De ce am făcut această circumcizie pe jumătate din circumferința pomilor? O facem pentru a da semnalul pomului că trebuie să intre în fructificare. Astfel, el înregistrează o traumă și va determina creșterea mugurilor pentru rod. În felul acesta, determinăm pomul să intre în rodire. Ce se va întâmpla cu această tăietură? Ne aflăm la sfârșitul lunii august. Până la venirea iernii, această tăietură se va cicatriza, pomul o cicatrizează. Deci nu se întâmplă absolut nimic. În primăvară vom executa din nou această incizie pe partea opusă inciziei pe care a făcut-o acum în toamnă. Și cu siguranță, în anul următor, în anul 4, pomii noștri vor fructifica. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi.